Las această rețetă de salată de bostănel, un copt pe plită cu roșii, cu ardei iute, cu pătrunjel, cu usturoi, cu puțin ulei și puțin salată sare. De bostănel. Ia uitați. Bostănel cu copt pe plită, cu roșii coapte, cu ardei iute. O bunătate. Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să facem o salată de dovlegel și astăzi o să facem acest bostan. Ia uitați! Acest bostanel. Să trecem la treabă! Am să vă arăt acum modul de preparare și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie de acest bostan. O să-l tăiem feliuțe. Și o să mai avem nevoie de 1, 2, 3 căței de usturoi, de roșii, care o să le coacem pe plită. Cine dorește poate pune și un ardeluș iute, de pătrunjel. Și acum să vă arăt cum curăț eu bostanelul. Sunt mari, dar sunt foarte, foarte buni. Luăm, tăiem feliuțe, ia uitați, feliuțele de bostan, apoi le curățăm de coajă, una câte una, încet și cu răbdare. Oh. Suntem la bunici, la plita bunicilor și apoi o să scoatem miezul, pentru că sunt bostănei destul de mari, sunt foarte buni. Chiar dacă sunt mari. Așa arată, ia uitați, scoatem semințele. Și acum o să-i punem pe plită. O să presurăm cu puțină sare peste și apoi și pe parte și pe cealaltă. Așa. Și acum o să-i luăm și o să-i punem pe plită să se prăjească. Unul câte unul, ia uitați așa, și o să-i întoarcem, așa. Eu am pus și roșioare pe plită, este plita bunicii și o să le punem în salata noastră, ia uitați, le coacem, o bunătate. Aceștia sunt bostănei. O să-l tăiem usturoiul așa, bucățele, cubulețe. Pătrunjelul. Cine dorește poate pune și un ardelul iute tăiat, bucățele. Pur și simplu tăiați așa bucățele, ardeiușul. Și adăugați. O să adăugăm și o roșie coaptă, o să scoatem coaja. Sunt fierbinți. Și o să tăiem bucățele. Ia uitați. Luăm coaja. Tăiem roșia bucățele, o puteți lăsa să se răcească, eu vă arăt cum se face. Bostanelul copt îl puteți pune așa întreg sau, cum am făcut eu, îl tăiem bucățele ca să facem salata noastră. Așa. Și tăiem câte un pic, câte un pic. Ia uitați. Așa. O să adăugăm puțin ulei. Puțină sare. Amestecăm. Ia uitați ce bunătate. Amestecăm totul cu usturoi, cu pătrunjel, cu roșii, cu bostănel și o să iasă o mâncare delicioasă. Să încercați și voi să vedeți cât este de bună. Le amestecăm pe toate. Cine dorește poate pune ardelul iute în farfurie și cine nu. Eu vă doresc poftă bună tuturor și sper că această rețetă v-a plăcut. Și o să ne vedem cu următoarea rețetă și dacă aveți plăcerea să vă abonați la canalul meu de YouTube. Mă găsiți și pe pagina de Facebook cu același nume, prăjituri cu camele și bucate gustoase. Aceasta este salata. Ia uite.
Un deliciu. Sper să vă placă și vouă rețeta. Este foarte, foarte bună. Dacă nu aveți așa bostani mari, puteți folosi bostanei micuți. Rețeta naturală. Este totul din grădina bunicilor. O bunătate. Ardelul iute eu l-am pus aici alături. Dacă doriți, îl puteți pune și în interior, tăiat bucățele. Pentru cine dorește mai picantă, este foarte, foarte bună. Vă pup dulce și sper că o să faceți și voi această rețetă, să vedeți cât este de bună și de sănătoasă. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. La revedere tuturor. Și vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag pe toți.